Salutare și bine v-am găsit la o nouă lecție. Vom discuta despre mulțimea numerelor complexe și anume forma algebrică a unui număr complex Z aparținând mulțimii C. Însă, înainte de a merge mai departe, lasă un like, abonează-te și apasă clopoțelul pentru a nu pierde nicio lecție nouă. Haideți să vedem ce sunt numerele complexe. Forma unui număr complex este de forma Z egal cu A plus BI, unde A este partea reală a numărului complex Z și se mai notează cu R și Z în paranteză, iar B este partea imaginară a numărului complex. Iar C, definim mulțimea C ca fiind mulțimea numerelor complexe. Haideți să vedem ce proprietăți au aceste numere complexe. Putem discuta despre egalitatea două numere complexe. Două numere complexe sunt egale dacă le coincid atât părțile reale, A1 egal cu A2, cât și părțile imaginare, adică B1 egal cu B2. Și observăm un exemplu de mai jos. Avem A1 plus IB1 egal cu A2 plus IB2, deci avem două numere complexe. Putem să-l notăm pe Z1 cu A1 plus IB1, da? Avem partea reală A1 și partea imaginară legată de I și Z2 îl notăm cu A2 plus IB2. Iar aceste două numere sunt egale dacă și numai dacă A1 egal cu A2 și B1 egal cu B2. Apoi, adunarea două numere complexe. Deci dacă trebuie să adunăm Z1 plus Z2, vom avea A1 plus A2 plus, pe I îl dăm factor comun și vom avea B1 plus B2 pe lângă I. Dacă e să scriem un exemplu, deci avem Z1 plus Z2 definite ca mai sus, adică Z1 este A1 plus IB1 și plus A2 plus IB2. Și acum, va trebui să adunăm partea reală a celor două numere, adică A1 plus A2, da? Le grupăm și pe urmă plus vom da factor comun pe I și vom avea I pe lângă B1 plus B2 sau B1 plus B2 ori I. Așa adunăm două numere complexe, două sau mai multe numere complexe. Parte reală cu parte reală, parte imaginară cu parte imaginară. Apoi avem înmulțirea două numere complexe. Deci observăm că avem Z1 ori Z2 este egal cu A1 plus IB1 ori A2 plus IB2. Haideți să vedem cu cât este egal. Dacă facem înmulțirea, înmulțim primul termen din prima paranteză cu fiecare termen din cea de-a doua paranteză. Și va rezulta A1 ori A2 plus A1B2I. Iar apoi mergem la al doilea termen din prima paranteză cu fiecare termen din cea de-a doua paranteză. Și plus A2B1I plus I la a doua, că avem I ori I la a doua, B1 și B2. Și cum am văzut mai sus, că I2, I la puterea a doua, este minus 1. Deci întotdeauna știm că I la a doua este minus 1. Și acum, haideți să grupăm. Deocamdată va trebui să scriem A1 plus A2 și plus. Observăm la ultimul termen că avem I la a doua, B1, B2. Noi știm că I la a doua, deci întotdeauna I la a doua este minus 1, dar și atunci ar fi B1 ori B2 ori minus 1. Adică noi vom putea scrie direct minus B1, B2. Minus B1, B2 și plus, acum îl vom da pe I factor comun din acești doi termeni și ne va mai rămâne A1, B2 plus A2, B1. Deci așa înmulțim două numere complexe, da? Și avem în vedere că I la a doua este egal cu minus 1.
Haideți să vedem niște exemple. Avem z1 egal cu 1 plus 4i și z2 este 2 minus 5i. Va trebui să calculăm z1 plus z2. Haideți să vedem, iar apoi z1 ori z2. z1 plus z2 va fi 1 plus 4i plus 2 minus 5i. Și acum ne uităm. Partea reală, adică avem 1 plus 2, vom scrie separat și va urma plus partea imaginară, adică 4i minus 5i. Iar 4i minus 5i ne va da minus i. Iar ca rezultat vom obține 3 minus i. Deci observăm că am adunat sau scădem partea reală, adică 1 plus 2i, iar apoi 1 plus 2, iar apoi am făcut numerele cu i. Acum, va trebui să mulțim z1 ori z2 și vom scrie în felul următor. 1 plus 4i pe lângă 2 minus 5i. Tot așa, primul termen, prima paranteză cu fiecare termen din a doua paranteză. Și vom avea 2, 1 ori 2, 2, minus 1 ori 5i, 5i. Iar acum urmează 4i cu fiecare termen din cea de-a doua paranteză. Plus 8i minus 4i ori minus 5i ne va da minus 20i la puterea a doua. Și acum, haideți să vedem ce calcule putem face. 2 rămâne deocamdată și minus. Minus 5i plus 8i ne va da plus 3i. Și atenție aici, i la a doua este minus 1 și vom avea minus 20 ori minus 1. Și vom obține plus 20. Iar acum mai putem să facem 2 plus 20 și vom obține 22 plus 3i. Haideți să vedem al doilea exemplu. Avem z1 egal cu 1 plus 3i și z2 este 1 plus i. Va trebui să adunăm prima dată, adică 1 plus 3i plus 1 plus i și va fi egal cu. Deci vom face 1 plus 1 va fi 2 și plus 3i plus i plus 4i. Iar acum, z1 ori z2 va fi 1 plus 3i pe lângă 1 plus i. La fel, primul termen din prima paranteză cu fiecare termen din cea de-a doua paranteză și vom avea 1 plus i și acum plus al doilea termen, prima paranteză cu fiecare termen din a doua paranteză și vom avea plus 3i plus 3i la puterea a doua. Vom putea face deocamdată i plus 3i, 1 plus i plus 3i ne va da 4i, iar acum avem i la puterea a doua, care este minus 1, adică 3 ori minus 1, vom scrie direct minus 3. Și am obținut, vom putea face calculul 1 minus 3, care este minus 2, plus 4i. Deci în felul acesta vom face adunarea a două sau a mai multor numere complexe și operația de înmulțire. Haideți să mai vedem următorul exercițiu, să se determine numere reale x și y dacă au loc egalitățile, adică 3x plus ix minus 2y minus 8y egal cu minus 2 minus 4i. Aici ne vom folosi de egalitatea două numere complexe. Haideți să vedem ce putem face. În primul rând, va trebui să sortăm partea reală, din partea stângă, da? Și avem 3x minus 2y, iar acum ne ocupăm de partea imaginară, adică plus ix minus 8y. Și va trebui să-l dăm factor comun pe i, adică plus i pe lângă x minus 8y. Iar acum trecem în partea dreaptă și vom lăsa la fel, minus 2 minus 4i. Și noi am văzut,
La primul exemplu, la egalitatea două numere complexe, partea reală din partea stângă va trebui să fie egală cu partea reală din partea dreaptă. Adică în cazul nostru, deci în partea stângă avem un număr complex, în partea dreaptă avem al doilea număr complex. Partea reală din partea stângă este 3x minus 2y și va trebui să egalăm cu minus 2. Pentru a-l afla pe x și y, 3x minus 2y va fi egal cu minus 2, iar acum, la partea imaginară, adică ce avem în fața lui i, x minus 8y, va trebui să egalăm cu ce avem în fața lui i în partea a doua, da? Și atenție cu semn, adică cu minus 4. Iar acum avem un sistem pe care va trebui să rezolvăm, să aflăm pe x și y, iar apoi să verificăm dacă ce am obținut este egal. Adică ce e în partea stângă cu ce e în partea dreaptă. Pentru a rezolva acest sistem, haideți să mulțim a doua ecuație cu minus 3 și îl vom putea elimina pe x. Și vom avea, subscriem la fel, 3x minus 2y egal cu minus 2, iar partea de jos o mulțim cu minus 3 și vom avea minus 3x plus 24y egal cu 12. Adunăm aceste două ecuații și vom obține 3x minus 3x se reduce și vom avea 24y minus 2y, am obținut 22y egal cu minus 2 plus 12, adică 10. Și de aici rezultă că y ne va da 10 supra 22, putem să-l simplificăm printr-un 2 și obținem 5 supra 11. Iar acum, pentru a-l afla pe x, haideți să înlocuim în prima ecuație. Adică 3x minus 2 ori, în loc de y, punem 5 supra 11 egal cu minus 2. Și vom avea 3x minus 10 supra 11 egal cu minus 2. Haideți să mulțim cu 11 pentru a scăpa de numitor. Și vom obține 3x ori 11, adică 33x minus 10, pentru că 11 cu 11 se reduce, egal cu minus 22. Și vom obține 33x va fi egal cu minus 22 plus 10, adică minus 12. Deci x va fi egal cu minus 12 supra 33, adică minus 4 supra 11 dacă simplificăm prin 3. Și acum, 3x plus 2y trebuie să fie minus 2. Da, 3x minus 2y. Haideți să vedem ce obținem. Adică 3 ori minus 4 supra 11 minus 2 ori 5 pe 11. Și vom obține minus 12 supra 11 minus 10 supra 11. Am obținut minus 22 supra 11, adică minus 2. Da? Pentru că mai sus am zis că 3x minus 2y trebuie să fie egal cu minus 2 pentru ca cele două numere complexe să fie egale. Iar acum mergem și la partea imaginară și verificăm, adică 8x minus 8y va fi egal cu minus 4 supra 11 minus 8 ori 5 supra 11 ne va da minus 4 pe 11 minus 40 supra 11, adică minus 44 supra 11 și am obținut minus 4, ceea ce am și spus că trebuie să fie egal cu minus 4 pentru ca cele două numere să fie egale. Mergem mai departe, la puterile lui y. Haideți să vedem cum aflăm când avem i la o putere mai mare. Deci noi avem i la puterea a doua. Noi știm că i la puterea a doua este minus 1. Deci i la puterea a doua este minus 1. Acum, i la puterea a treia putem scrie în felul următor. I la a doua ori i. Și asta înseamnă i la a doua este minus 1 ori i ne va da minus i. Acum, i la a patra este, putem să-l scriem i la a doua ori i la a doua. Adică minus 1 ori minus 1. Și ne dă 1. I la puterea a cincea putem scrie i la a patra ori i.
I la a patra, aflându-l mai sus, care este 1 ori I, ne va da I. Și putem continua, de exemplu, I la a șasea. I la a șasea este I la a cincea ori I. Adică I ori I ne va da minus 1. Deci, după acest raționament, vom afla puterile mai mari ale lui I. Da, și noi putem spune că I la puterea 4n egal cu 1, I la 4n plus 1, observăm I la 5-a este I, da? I la 4n plus 2 ne va da minus 1, de exemplu cum este I la a 6-a. Și dacă am fi făcut I la 4n plus 3, mergeam mai departe, de exemplu cu I la 7-a, ar fi fost I la 6-a ori I, adică minus 1 ori I, ne-ar fi dat minus I. Și putem scrie mai departe minus I. Deci așa putem descompune puterile mai mari pentru a afla. De exemplu, acum, dacă avem 1 plus I, totul la a doua. Aici ne vom folosi de formula de calcul prescurtat. A plus B, totul la puterea a doua. Haideți să ne reamintim, deci scriem A plus B, să scriem colorat să o vedem, A plus B, totul la puterea a doua, este egal cu A la a doua plus 2AB plus B la a doua. O formulă pe care o folosim frecvent. În cazul nostru, 1 plus I, totul la a doua, va fi A la a doua, adică 1 la a doua, plus 2 ori A ori B, 1, 2 ori 1 ori I și plus B la 2, adică I la 2 în cazul nostru. Și vom obține 1 la 2 este 1 plus 2 ori 1 ori I va fi 2I, iar I la 2 este minus 1. Vedem că se simplifică 1 cu minus 1 și rămâne 2I. Acum avem de făcut 1 plus I la puterea a treia. Aici putem să scriem că 1 plus I la a treia este egal cu 1 plus I la a doua ori 1 plus I. Da? Avem aceeași bază, puterile se adună, puterea a doua cu puterea a întâia. Și ne dă 1 plus I la a treia. Și vom putea scrie că 1 plus 2I plus I la puterea a doua l-am aflat mai sus, care este 2I, și va mai trebui să-l înmulțim cu paranteza 1 plus I. Și va fi 2i plus 2i la puterea a doua, adică 2i și avem 2i la a doua, adică 2 ori minus 1, adică minus 2. Și am obținut 2i minus 2 sau minus 2 plus 2i. Acum avem 1 plus i la a patra. Vom putea scrie 1 plus I la a doua ori 1 plus I la a doua. 1 plus I la a doua l-am obținut aici 2I și vom avea 2I ori 2I. Înmulțim 2I ori 2I, adică 4I la puterea a doua și vom avea 4 ori minus 1, adică minus 4. Și dacă avem de făcut 1 plus I la puterea 16, da? Vom avea 1 plus I, de exemplu putem să scriem 1 plus I la a patra, totul la puterea a patra. Pentru că puterile se mulțesc și 4 ori 4 ar veni 16, da? 1 plus I, totul la puterea a patra am obținut mai jos, mai sus, adică minus 4 la puterea a patra. Minusul la putere pare se duce și ne rămâne 4 la a patra. 256, da? Pentru că am făcut, putem scrie 4 la 2 ori 4 la 2, adică 16 ori 16 și ne va da 256. Vom discuta despre numere complexe conjugate. Avem Z de forma A plus BI aparținând mulțimii numerelor complexe, iar conjugatul său îl notăm cu Z și bară sus și va fi egal cu A minus BI. De exemplu, dacă avem Z egal cu 3 plus 5i, conjugatul lui Z va fi 3 minus 5i. Dacă Z este
3i, deci lipsește partea reală, atunci noi vom avea minus 3i. Haideți să calculăm, de exemplu, z la minus 1 pentru z egal cu 1 plus i. Deci z la minus 1 va fi egal cu 1 supra z. Asta înseamnă 1 supra 1 plus i. Iar acum, pentru a rezolva această fracție, se amplifică fracția cu conjugatul numărului complex. Și va trebui să-l amplificăm cu 1 minus i. Și sus vom avea 1 minus i, adică 1 minus i, dar totul supra 1 plus i, da, cât avem jos, pe lângă 1 minus i. Iar acum, 1 plus i pe lângă 1 minus i, aici trebuie să știm formula, a la a doua minus b la a doua este egal cu a minus b pe lângă a plus b. Și haideți să facem calculele, sus lăsăm așa, 1 minus i, totul supra. A la a doua minus b la a doua, adică 1 la a doua minus i la a doua. Și vom obține 1 minus i supra, 1 la a doua este 1, iar minus și i la a doua este minus 1, adică minus minus 1. Și vom obține 1 minus i supra 1 plus 1, adică 1 minus i supra 2. Și noi vom mai putea scrie 1 supra 2, să-l aducem la forma unui număr complex, 1 supra 2 minus i pe 2 sau 1 supra 2i. Deci așa l-am adus la forma unui număr complex. Haideți să vedem și următorul exemplu, z egal cu minus 3 minus i. Și va trebui să calculăm z la minus 1 și va fi egal cu 1 supra z. Adică 1 supra minus 3 minus i. Din nou, amplificăm cu conjugata, care este minus 3 plus i. Și sus vom avea minus 3 plus i, totul supra minus 3 minus i, pe lângă minus 3 plus i. Și vom avea minus 3 plus i, totul supra a la a doua, minus b la a doua, adică minus 3 la a doua, minus i la a doua. Și am obținut minus 3 plus i, totul supra. Minus 3 la a doua este 9 și minus i la a doua, adică minus minus 1. Și va fi egal cu minus 3 plus i, totul supra 9 plus 1. Adică minus 3 plus i, totul supra 10. Și acum îl scriem sub forma de număr complex, minus 3 supra 10 plus 1 supra 10 ori i. În continuare avem z1, z2 și z3. Și va trebui să calculăm z1 ori z2, totul supra z3. Haideți să înlocuim, de sus avem z1 ori z2, asta înseamnă 1 plus 2i ori minus 3, totul supra z3, 5 plus 5i. Acum sus, vom înmulți minus 3 cu fiecare termen și vom avea minus 3 minus 6i, totul supra 5 plus 5i. Acum, haideți să facem, să amplificăm cu conjugata, adică cu 5 minus 5i și vom avea minus 3 minus 6i pe lângă 5 minus 5i. Totul supra 5 plus 5i pe lângă 5 minus 5 ori i. Sus va trebui să desfacem parantezele, adică mulțim termen cu termen și vom avea minus 3 ori 5 va fi minus 15, minus 3 ori minus 5 plus 15i, iar apoi minus 30i și plus 30i la puterea a doua. Totul supra a la a doua minus b la a doua, adică 5 la a doua minus 5i, totul la a doua. Sus, haideți să vedem ce calcule putem face. Scrie minus 15
putem calcula 15 minus 30 i, adică minus 15 i, și 30 ori la 2, 30 ori minus 1 va fi minus 30. Totul supra 25, iar acum 5 i la 2 va fi minus 25 și cu minusul din față plus 25. Și vom obține. Sus putem face calculul, minus 15 minus 30, adică minus 45, minus 15 i, totul supra 50. Haideți să vedem ce mai putem face. Putem despărți minus 45 supra 50, minus 15 supra 50 i. Vom putea simplifica prin 5 și vom obține minus 9 supra 10, minus, deci tot așa simplificăm prin 5, 3 supra 10 i. Acum, mergem la următorul exemplu și vom avea z minus z conjugat, totul supra z1 ori z1 conjugat. Haideți să vedem ce obținem când facem acest lucru. Haideți să înlocuim. Z3 este 5 plus 5i pe lângă, adică minus, avem minus, nu ori, minus 5 minus 5i. Acesta este conjugatul, da? Dacă z este 5 plus 5i, z3 conjugat va fi 5 minus 5i. Totul supra z1, care este 1 plus 2i, pe lângă 1 minus 2i. Și vom obține sus, desfacem paranteza, 5 plus 5i, minus 5 și plus 5i. Totul supra 1 la a doua minus, observăm că avem formula a la a doua minus b la a doua, 2i totul la a doua. Sus, observăm că se reduce 5 cu minus 5, va rămâne 5i plus 5i, adică 10i, iar jos va fi 1 la a doua, este 1 minus 2i la a doua, adică 4 ori minus 1 minus 4, deci vom pune 1 plus 4. Și vom obține 10i supra 5, simplificăm 10 cu 5, adică 2i. Iar următoarea formă este z2 supra z1 minus z1 supra z2. Haideți să vedem, z2 este minus 3, minus 3 supra z1. 1 plus 2i minus, și acum invers, z1 supra 1 plus 2i, totul supra minus 3. Vom amplifica prima fracție cu conjugata, adică 1 minus 2i, și vom obține minus 3 pe lângă 1 minus 2i, totul supra 1 plus 2i pe lângă 1 minus 2i. Iar apoi vom avea în continuare minus, avem minusul din față, cu minus 3 de jos vom pune plus 1 plus 2i, totul supra 3. Și vom avea sus, facem calculele, minus 3 plus 6i, totul supra 1 la a doua minus 2i la a doua. Și plus, aici putem despărți plus 1 pe 3, plus 2 supra 3i. Prima fracție, minus 3 plus 6i, totul supra 1 la a doua este 1, minus 2i la a doua, adică vom avea 4, plus 4i. Plus 4, pentru că i la a doua este minus 1 și cu minusul din față vom avea plus. Și continuăm cu plus 1 supra 3 plus 2 pe 3i. Și vom obține minus 3 plus 6i supra 5 plus 1 supra 3 plus 2 supra 3i. Acum, prima iară despărțim, prima fracție minus 3 pe 5 plus 6 pe 5 ori i plus 1 pe 3 plus 2 pe 3i. Și acum, putem face partea reală, minus 3 pe 5 plus 1 pe 3,
și plus i pe lângă 6 supra 5 plus 2 supra 3. Aduce la același numitor, numitorul comun este 15, prima fracție cu 3, a doua cu 5 și vom obține minus 9 plus 5, adică minus 4 supra 15, iar în a doua paranteză, din nou, aducem la același numitor, 3 și 5, numitorul este 15 și vom avea 18 plus 10, adică 28 plus 28 supra 15 i. Următorul exercițiu va trebui să arătăm că minus 1 plus i radical din 3 la 6 asupra 2 plus minus 1 minus i radical din 3 la 2 la puterea 6 este egal cu 2. Haideți să vedem cum putem rezolva acest lucru. Va trebui să facem succesiv ca la puterile lui i. Adică vom lua prima dată, haideți să vedem cât este minus 1 plus i radical din 3 la puterea a doua. Folosim formula a la a doua minus b la a la a doua plus b la a doua. Și vom avea minus 1 la puterea a doua plus 2 ori minus 1 ori i radical din 3 și plus i radical din 3 totul la puterea a doua. Și vom obține 1 minus 2i radical din 3 și acum avem minus i radical din 3 totul la a doua, vom avea 3i la a doua, adică minus 3. Și vom obține 1 minus 3 ne va da minus 2 minus 2i radical din 3. Acum, haideți să facem minus 1 plus i radical din 3, totul la puterea 3. Și vom putea scrie minus 1 plus i radical din 3 la puterea 2 ori încă o dată paranteza, adică minus 1 plus i radical din 3. Și vom avea minus 2 minus 2i radical din 3, că atât am obținut ridicându-l la puterea a doua, pe lângă minus 1 plus i radical din 3. Haideți să facem calculele, înmulțim cele două paranteze și vom obține. Deci atenție la semne. Minus 2 ori minus 1 este 2, minus 2i radical din 3, apoi vom avea minus 2i radical din 3 ori minus 1 va fi plus 2i radical din 3 și minus, aici, atenție, vom avea 2, i radical din 3 ori i radical din 3. Deci avem minus 2i radical din 3 ori i radical din 3. Minus 2 rămâne, i ori i ne dă i la 2, adică minus 1, radical din 3 ori radical din 3 ne dă 3. Deci vom obține 6. Adică minus 2 ori minus 1 se duce minusul, se transformă în plus și 2 ori 3, 6. Și deci noi vom avea minus 6. Și va fi egal cu, vedem că simplificăm, aici vom avea plus 6. Și simplificăm 2 radical din 3 cu plus 2 radical din 3 și ne va mai rămâne 2 plus 6, adică 8. Iar acum, pentru că am văzut cât este minus 1 plus i radical din 3 la a treia, vom putea face minus 1 plus i radical din 3 la puterea a șasea. Și vom putea scrie minus 1 plus i radical din 3 la puterea a treia ori minus 1 plus i radical din 3 la puterea a treia. Pentru că puterile se adună având aceeași bază, 3 plus 3 este 6. Și noi am aflat mai sus că minus 1 plus i radical din 3 la puterea 3 ne va da 8 ori 8, care este 64. Iar acum, haideți să vedem cât este minus 1 plus i radical din 3 supra 2 totul la puterea 6, da? Că aceasta este prima fracție. Și vom avea 1... Și vom avea 64 supra 2 la 6, da? Pentru că ridicăm, avem un cât, ridicat la putere și atunci punem numărătorul la acea putere supra numitorul la acea putere.
și am obținut 64 supra 2 la 6, care este tot 64. Deci am obținut 1. Deci am aflat că prima fracție ne dă 1. Haideți să vedem cum facem cu cea de-a doua fracție. Aici observăm că avem minus 1 minus i radical din 3 la puterea 6. Haideți să vedem și acest lucru cum îl facem. Putem să facem tot la fel, succesiv. Minus 1 minus i radical din 3 la a doua va fi egal cu... Aici puteți să scriem și așa, minus 1 minus i radical din 3, pe lângă, dacă nu ne dăm seama de formulă, minus 1 minus i radical din 3. Și va fi egal cu minus 1 ori minus 1 este 1 plus i radical din 3 plus i radical din 3. Minus cu minus este plus i la a doua radical din 9. Și vom putea... Vom obține 1 plus i radical din 3 plus i radical din 3 va fi 2 i radical din 3 și i la a doua este minus 1 ori 3, adică minus 3. Și am obținut minus 2 plus 2 i radical din 3. Și acum mergem mai departe, minus 1 minus i radical din 3 la puterea 3, vom scrie minus 1 minus i radical din 3. La puterea a doua ori, încă o dată, paranteza. Și vom obține. Am obținut minus 2 plus i radical din 3, pe lângă un minus 1 minus i radical din 3. Și vom avea, atenție la calcule, minus 1, minus 2 ori minus 1, ne va da 2 plus 2i radical din 3, minus 2i radical din 3 și minus 2i la a doua radical din 3. Deci din nou plus 6. Simplificăm 2i radical din 3 plus minus 2i radical din 3 și observăm că ne dă 2 plus 6, adică tot 8. Și minus 1 minus i radical din 3. Acum la puterea 6 scrie minus 1 minus i radical din 3 la a treia ori minus 1 minus i radical din 3, totul la 3, adică din nou 8 ori 8, adică 64. Și atunci a doua fracție, adică minus 1 minus i radical din 3 supra 2, totul la 6, este egal cu minus 1 minus i radical din 3 la 6 supra 2 la 6. Adică 64 supra 64 este egal cu 1. Și aceasta este relația a doua. Deci prima relație am obținut 1, a doua 1. Și atunci evident că 1 plus 1 este egal cu 2, deci am demonstrat egalitatea. Haideți să mai discutăm un pic și despre modulul numărului complex. Deci avem numărul z egal cu a plus bi, iar modulul lui z îl notăm cu modul de z, care este întotdeauna un număr pozitiv, este egal cu radical din a la a doua plus b la a doua. Haideți să vedem cum calculăm modulul lui z egal cu 1 minus 2i. Haideți să stabilim prima dată cine este a, cine este b. Deci la acest număr z egal cu 1 minus 2i avem a egal cu 1 și b egal cu minus 2. Iar acum modul de z va fi egal cu radical din a la a doua plus b la a doua. Adică, în cazul nostru, radical din 1 la a doua plus minus 2 la a doua și va fi egal cu radical din 1 plus 4, care este egal cu radical din 5. Deci modulul numărului complex z egal cu 1 minus 2i este egal cu radical din 5. Haideți să mergem la următorul exercițiu. Va trebui să rezolvăm mulțimea numerelor complexe ecuația, adică 2z egal cu modul de z plus 2i. Haideți să luăm pe z, forma lui z, da? Z îl notăm cu a plus bi. Și acum haideți să înlocuim în ecuație, adică 2z. 2 pe lângă a plus bi este egal cu modul de z, care modul de z este radical din a la a doua plus b la a doua și plus 2i. Iar acum, pentru ca două numere complexe să fie egale, va trebui să egalăm.
Haideți să desfacem și paranteza 2a plus 2bi egal cu radical din a la 2a plus b la 2a plus 2i. Și observăm că putem egala 2a din partea stângă cu radicalul, adică numerele reale. Și formăm două relații. 2a egal cu radical din a la 2a plus b la 2a. Și a doua relație o formăm din ce în fața lui i, adică numărul imaginar, 2b egal cu 2. Și din această a doua relație putem să-l aflăm pe b. B care este 2 supra 2, de unde rezultă că b este 1. Și acum înlocuim pe b în relația cu a și îl aflăm și pe a. Deci înlocuim în această relație, adică 2a egal cu radical din a la 2 plus b la 2, adică 1. Haideți să ridicăm relația la puterea 2 pentru a scăpa de radical. Și vom obține 4a la 2 egal cu a la 2 plus 1. Trecem pe a la 2 în partea stângă și vom obține 3a la 2 egal cu 1. De unde rezultă că a la 2 egal cu 1 supra 3? Și atunci rezultă că a este 1 supra radical din 3. Deci am obținut a și b, da? Z, și atunci vom putea scrie forma lui z. Z este 1 supra, adică forma lui z este a plus bi, și atunci noi vom putea scrie 1 supra radical din 3 plus i. Următoarea ecuație. Avem modul de z minus iz egal cu 1 minus 2i. Din nou, haideți să luăm pe z de formă a plus bi. Și acum, avem modul de z, adică radical din a la a doua plus b la a doua, minus i ori z, adică i pe lângă a plus bi egal cu 1 minus 2i. Radical din a la a doua plus b la a doua, desfacem paranteza și vom avea minus ai minus bi la a doua și se va transforma în plus b egal cu 1 minus 2i. Haideți să ordonăm partea reală, adică fără i, a plus b, radical din a plus b la a doua plus b și acum minus ai egal cu 1 minus 2i. Și ca la ecuația de mai sus, facem din nou partea reală egal cu partea reală, adică radical din a la a doua plus b la a doua plus b, egal cu 1. Iar acum ce avem în fața lui i, adică minus a, egal cu minus 2. De unde rezultă că a este 2. Și haideți să înlocuim pe a în prima ecuație scrisă, adică radical din 2 la a doua este 4 plus b la a doua, plus b egal cu 1. Și de aici, haideți să-l trecem pe b în partea dreaptă și vom avea radical din 4 plus b la a doua egal cu 1 minus b. Acum vom putea ridica la a doua pentru a scăpa de radical și vom obține 4 plus b la a doua egal cu 1 minus b, totul la puterea a doua. Și vom avea 4 plus b la a doua, adică 1 la a doua minus 2b plus b la a doua, ceea ce înseamnă 4 plus b la a doua egal cu 1 minus 2b plus b la a doua. B la a doua cu b la a doua o să se simplifice, dacă le trecem dintr-o parte în alta, și atunci vom avea 2b egal cu minus 3. Și b va fi egal cu minus 3 pe 2. Iar acum am obținut pe a și b. Deci z va fi egal cu, în loc de a plus bi, vom scrie 2 minus 3 pe 2i. Și haideți să verificăm dacă am obținut rezultatul corect. Verificăm în ecuația inițială, adică modul de z minus iz egal cu 1 minus 2i. Și vom avea radical din z, radical din a la a doua plus b la a doua, adică 2 la a doua plus minus 3 pe 2, totul la a doua, minus i pe lângă 2 plus 3 pe 2i,
egal cu 1 minus 2i. Vom avea radical din 4 plus 9 supra 4 minus 2i plus 3 pe 2i la 2, egal cu 1 minus 2i. Ne interesează partea stângă să obținem rezultatul din partea dreaptă. Și acum aducem la același numitor, vom avea radical din 4 ori 4 este 16 plus 9, 25 supra 4. Deci radical din 25 supra 4 minus 2i. Și acum, plus 3 pe 2 ori i la 2, vom avea 3 pe 2 ori minus 1, adică minus 3 pe 2, egal cu 1 minus 2i. Radical din 25 pe 4 ne dă 5 supra 2. Putem calcula cu minus 3 pe 2, minus 2i, egal cu 1 minus 2i. 5 pe 2 minus 3 pe 2 ne va da 2 pe 2, adică 1 minus 2i egal cu 1 minus 2i. Deci am obținut același rezultat, atât în partea stângă cât și în partea dreaptă.